Jucătorii de la Viitorul Constanța, Gheorghe Hagi și apropiații lor au sărbătorit încheierea anului fotbalistic. Sunt fericit, cred că am format un grup foarte bun. Important e că am depășit tot ce am făcut anul trecut, cu toate că am schimbat mulți jucători. Meci de meci, etapă de etapă am crescut. Am ajuns antrenat anul cum se poate mai bine. Ultimele 5-6 meciuri le-am câștigat toate, lucru foarte bun, am luat puține goluri, am marcat multe. Ultimul meci din 2016 a fost câștigat cu un scor de 3-1. FC Viitorul și-a judecat prima poziție în clasament după ce a învins la Ovidiu formația din Botoșani. Un meci bun. Eu asta le zic tot mai voi, toți echipa noastră are jucători numai de lot național. Este un lucru important, am realizat ceva foarte mărit aici la Academie, sperăm să continuăm la fel. Am început un drum împreună toți, sperăm să-l ducem la final și la sfârșitul sezonului să ieșim campioni. Viitorul a acumulat 42 de puncte și rămâne lider în Liga 1. La petrecere, echipa și-a lansat și noul imn.